Cancerul și libertatea de a alege. Nouă ni se pare că oamenii se îmbolnăvesc așa, că îi bate Dumnezeu, că li se întâmplă ceva grav. Problema, de fapt, este că oamenii nu știu că pot alege. De ce? Pentru că nu și-au dat voie să aleagă și pentru că nu li s-a dat voie să aleagă de mijloc. Li s-a pus de cele mai multe ori, cum se zice, în straiță, în cârcă ceea ce au de făcut, li s-au dat indicații și fie așteaptă să li se dea indicații despre cum să-și trăiască viața, deși o parte din noi zice, a, suntem adulți, știm să ne creștem copiii, știm să ne descurcăm, să facem bani, să ne găsim o locuință și, de fapt, uitați-vă în jurul vostru cât de mulți oameni au provocări cu a-și crește copiii. Se zice, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari și cât de multe drame, de fapt, se întâmplă de la ceea ce se presupune din afară, că da, noi putem alege, sigur, suntem liberi să alegem și, de fapt, nu prea putem alege, fiindcă alegerile pe care le facem sunt condiționate de ceea ce am învățat acasă, de alegerile făcute, de fapt, de părinții noștri. De cel mai multe ori, părinții noștri aleg pentru noi și la vârste foarte mari, de multe ori ca și copii. De cele mai multe ori, ca și copii, așteptăm atunci când încă ne trăiesc părinții, deși noi avem 30, 40, 50, 60 de ani, să primim încă încurajări, validare de la părinții noștri, să ne vadă, uite ce ai făcut, ce bine, bravo, ce frumos. Și, de fapt, nu primim lucruri din astea și de multe ori văd oameni care îmi vin în terapie că se îmbolnăvesc și fac cancer de la faptul că nu știu să aleagă pentru ei, nu știu să creeze împreună cu părinții lor practic un atașament securizant, adică să știe ce pot să ceară de la părinților, ce pot să ceară de la partenerilor, ce pot să ceară de la copiilor, ce pot să ofere. Și practic oamenii se îmbolnăvesc. Efectiv, bolile astea nu apar pe gol. Ele vin pur și simplu din a nu putea să spunem nu, a nu putea să cerem ceea ce ne dorim, a considera că celălalt fie e dușmanul și îmi vrea rău, da? Ceea ce este o gândire magică, că vai, celălalt, uite, el îi... cel care îmi face rău sau o altă gândire magică, din cauza mea se întâmplă toate lucrurile rele din familie și uite și părinții dau vina pe mine și partenerul, nu, stop. Acolo e vorba de niște probleme de atașament, când fie suntem foarte anxioși, așa urmăritori, căutăm să vedem, mă mai iubește, sunt în siguranță și de fapt totul are la bază, fie are două picioare, de fapt, atașamentul ăsta. Una este imaginea de sine, cred că merit, că sunt destul, că sunt iubibil, iubibilă și că merit ca cineva să fie cu mine și imaginea despre ceilalți. Vă fi acolo cel puțin o singură persoană pe care să mă pot baza când și să fie acolo când o voi chema. Altfel ne îmbolnăvim.